Salutare și bine ați venit la un nou video. Eu sunt Vlad, alături de mine este Mădă. Bună! Și astăzi ne-am gândit să facem un challenge, și anume celebrul challenge cu 2 times spicy chicken flavor ramen, cu acești celebrite cei care sunt foarte iuți. Da. Ei pe spate au trecut în jur de 8800 de unități, nu știu dacă o să se vadă la cameră, 8800 de unități pe scara Scoville, ci că doar 8800, dar m-am uitat pe internet și toată lumea zice că în realitate ar fi mult mai multe, știi? Nu știu cum le-au măsurat exact, fiindcă, știi, am făcut video-ul cu Carolina Reaper, cu produsele care erau cu sosul de la celebrul Ardei, și Carolina Reaper are în medie în jur de 1.500.000, știi, de unități. Deci ăștia doar 8800, știi? Și am mâncat chestiile alea și, sincer, au fost iuți, dar nu foarte iuți. Da. Și am impresia că ăștia sunt mai iuți decât alea. Deci o să fie interesant de văzut, de fapt, cum, cât de iute o să fie. Un challenge cu 5 pachete de... Da, am avut 5 pachete, am amestecat absolut tot. Și sosurile și... chestiile alea pentru aromă, ce erau, ceva de genul... Da, ceva susan cu ceva... Da, ceva susan cu, nu știu, ceva fulgi de ceva. Probabil ar trebui să le dea aroma de pui. Sincer, n-am mirosit nimic a pui. Nu știu, o să vedem. O să vă arătăm partea în care am gătit toate da, cele cinci... niște secvențe, da, din procesul de... gătire, i-am tras la tigaie, că avem o tigaie chinezească, o wok, de tip wok mare, ca să aibă un gust mai bun. Da, și o să revenim! Da. Ok, am revenit? Da. Te rog, îți faci curaj? Mi-am pus și lapte aici. Pregătiți lapte, frișcă. Am văzut că alții folosesc frișcă. Da. Eu i-am mai încercat, dar nu cu tot pachetul de lichid. Ok. Și cum te-ai simțit atunci? Foarte picant a fost. Noi, în general, mâncăm picant, dar... O să vedem cât de picant. Exact. De două ori picant, nu știu. Se și miroase... Se simte miroase. Se simte deja, da. De la abur, că aburul e iute. Sincer, nu ar fi stricat niște carne prin ei. Ți-am zis! Asta, da. Începe. Îmi dau lacrimile. Deja? Și-am mâncat behind the scene burgerul ăla cu picant, dar ăștia sunt mult mai picanți. Hai că a doua înghițitură e mai ok. Prima a fost. Da, se simt. A doua e mai ok. Prima dată te lovește așa un... picant încât... E ca un șoc. Da. Hai să te văd că reziști fără să bei nimica. Nu mult. Da.
Mai pot? Nu-mi place să mă las bătută. E mai rău dacă... Te gândești. Te gândești și dacă îți ții mult în gură, știi? Parcă doare mai tare, se simte mai tare în gură decât în stomac. Bea numai. Oh, ce bun e laptele! Niciodată n-am crezut că e atât de bun laptele. Da. Mult mai picant decât burgerul de la Iceland pe care l-am cumpărat. Aha. Parcă încep deja să mă treacă căldurile. Bia. Ok, o să beau fiocă. Wow. Acum aveți foarte picanți. Se termină mai repede. Da, nu cred că îi putem face toți. Challenge, bea. E o senzație continuă, știi? Nu se mai oprește. Nu mai mânca. Poate aș mai putea să din facurile, dar oricum nu-i pot pe toți. Deci la mine s-a oprit challenge-ul destul de repede, de abrupt după prima, da, porție pe care mi-am pus-o, întrucât e ok, știi, dacă îi mănânci repede, nu simți partea aia de iuțeală așa de asta. Dar după ce te oprești un pic și ăsta începe gura și ți-a foc. La mine gura e problemă, știi, în stomac nu simt, dar în gură, aici, partea asta așa. Și uite, abia acum, după ce am băut tot paharul ăsta de cola, m-a lăsat un pic gura, dar încă arde tare. Și da. Încă ești transpirat, curgapele. Da. Deci chiar foarte, e mult mai iuț decât ce am mâncat eu bazat pe perlanele. Bine, îți dai seama că ei fac produsele ca să le poată mânca oamenii totuși, să nu fie. Asta face aproape nimic. Aproape nimic nu-i bă. Acesta a fost challenge-ul nostru. Din păcate nu a ținut foarte mult. Am vrut noi să ne dăm mai viteș, dar n-a fost cazul, după cum se vede. O primă farfurie. Acum ne cunoaștem limitele. Da, o primă farfurie și a fost de ajuns. Da. Chiar sunt mult prea picanți, nu știu, foarte extrem genul ăla. Cine a câștigat acest challenge? Tu, că tu ți-ai pus de două ori. Da. Ce mai? Vrei să le mai zici ceva? Să ne lăsăm în comentarii dacă au încercat. Da, exact. Și cum v-ați descurcat? Și cum v-ați descurcat? Cât de picant vi s-a părut o notă de la 1 la 10? Da. Sau care a fost cea mai picantă mâncare pe care ați mâncat-o? Da, tu ce zici? Ai mâncat ceva mai picant de tot în viața ta? De ce? Nu, de când... Știi când am mâncat în Paris la restaurantul la chinezesc? Și chestia supele, ne-am luat un fel de... Tot așa, tăiței, nu? Tu încă parcă den-denul de ăsta ai luat. Eu nu mai știu ce mi-a luat eu. Avea și a mei, au fost destul de picanți. Doar că știi cum era? Dura câteva secunde, știi? După ce luai lingura, trecea o secundă, te lovea, aproape că mă amuțea și în câteva secunde dispărea efectul, știi? Nu e așa. Da. Ăsta e constant. Uite, acum deja s-o mai dus din căldură, știi? Da. Încă mai simt, dar s-o mai dus din căldură. Da. După un pahar de cola. Ok. Vă mulțumim pentru vizionare.
Până data viitoare, încercați să mâncați cât mai iute! Numai bine! Pa, pa!